Ziua Marinei a fost sărbătorită și anul acesta într-un mod deosebit la Constanța. Foarte multe persoane au participat la festivitățile care au avut loc pe faleza cazinoului. Sărbătoarea a început cu primirea președintelui României și intonarea imnului național, în timp ce a fost ridicat drapelul țării pe catargul de pe faleză. În continuare, șeful statului a rostit un discurs cu privire la Ziua Marinei. Vă mărturisesc că fiecare an sunt impresionat să văd cât de mulți oameni vin să sărbătorească aici, această zi specială. Este cea mai bună dovadă a prețuirii pe care dumneavoastră, cei din Marina Română, vă bucurați pentru devotamentul cu care vă faceți datoria față de țară. Este o recunoaștere pe care o meritați pe deplin. Vă felicit că reușiți în fiecare an să fiți cu adevărat în mijlocul oamenilor. Este o parte extrem de importantă a misiunii dumneavoastră publice. În al preasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie a oficiat apoi un tedeum. Biserica cea care astăzi cinstește pe Sfânta Fecioară Maria la mutare ei de pe pământ la cer, îmbrățișează pe toți marinarii români și ne rugăm necontenit ca atunci când sunt în misiune pe întinsul apelor să fie ocrotiți, să fie păziți, să fie apărați, să primească îngeri păzitori și să-și ducă misiunile la bun sfârșit. După festivitățile dedicate Zilei Marinei, înalt preasfințitul Părinte Teodosie a săvârșit taina Sfântului Botez pentru 4 copii instituționalizați la Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Cumpâna.